Vara și-a intrat în drepturi în sfârșit. Temperaturile sunt generoase și deocamdată canicula ne-a ocolit. Vremea este numai bună de plajă, așa că astăzi a fost deschis și strandul balnear la Drobeta Turnul Severin. Mulți dintre cei care vin aici spun că apa are efecte vindecătoare pentru mai multe afecțiuni. Strandul balnear din Drobeta Turnul Severin și-a deschis oficial porțile. Primii vizitatori au declarat că vin aici pentru apa care are numeroase beneficii pentru sănătate. Fracturi, la încheieturi, la rupturi din astea, super face, la multă lume face bine. De vreo 3 ani vin, da, și ne place. Așteptați de mult să de luni am fost luni și mi-a spus că mai așteaptă. Și am zis, hai să încerc și astăzi și văd că am reușit. Ce vă place cel mai mult? Apa. Este foarte bună. La fel ca anul trecut, copiii sub 10 ani și pensionarii au acces gratuit. Pentru ceilalți, costul unui bilet de intrare este 5 lei. Prețurile au rămas neschimbate, fiind de 5 lei, gratuitate de luni până joi pentru pensionari, copii până la 10 ani. Programul de la 8:30 de luni până vineri de la 8:30 la orele 20, iar sâmbătă și duminica de la orele 8 la orele 20:30. Pentru noul sezon estival, autoritățile locale au efectuat lucrări de întreținere a strandului. Locația are însă nevoie de o serie de lucrări serioase de modernizare. Primăria Severinului a pregătit un proiect de accesare a fondurilor europene pentru baza de agrement de la Schiela. Se dorește în principal extinderea acesteia, astfel încât vizitatorii să se poată bucura de apa de aici și în afara sezonului estival. Avem un proiect și sperăm să accesăm fonduri europene să și îl închidem pe timpul iernii. Ar fi un lucru extraordinar pentru severineni. Am vorbit cu foarte mulți oameni care vin aici și fac aceste proceduri și s-ar bucura enorm. Este o sumă destul de mare și sperăm să atragem fonduri europene să putem să punem în practică aceste idei. Vizitatorii strandului de la Schiela trebuie să știe că în zilele de joi și duminică bazinele se golesc pentru igienizare seara după ora 18:30.